Am revenit de pe City Arena pentru partea a doua a meciului dintre Viking și CS Cojușna. La pauză, scorul este de 4-1 pentru formația lui Alexei Catareu. Am să trec rapid peste componența celor două formații. Viking în poartă cu Catareu, jucători de câmp Alexandru Sigai, Alexandru Leu, Cornel Brumaru, Ion Donica, Vasile Gujea, Veceslav Sofroniu, Sergiu Smântână, Marcel Frusinian, Leonid Podlesnov, Igor Iachim, Stanislav Panuța, Petru Leuca și Alexandru Dadu, antrenor Alexei Catareu. De partea cealaltă, cei de la Cojușna în poartă cu Dumitru Romaniuc, jucător de câmp Andrei Erhan, Veceslav Iachim, Ghenadie Rusu, Eugen Celeadnic, Mihai Mustea, Sergiu Donica, Vitalie Bucșan, Alexei Certan, Valeriu Bulat, Alexandru Oleinic, Radu Lazar și Vasile Mihalcean sunt jucătorii echipei lui Alexei Certan. Cele două echipe, cum vă spuneam, s-au mai întâlnit în acest campionat. 2-1 a fost atunci pentru Viking, iar acum scorul este de 4-1 după doar primele 25 de minute ale primei reprize. Să vedem dacă vor schimba ceva în joc cei de la Cojușna. În clasament, cele două formații sunt vecine. Viking este pe poziția 6-a cu 10 puncte. De partea cealaltă, formația din Cojușna este pe poziția 7-a cu 8 puncte la activ. Celeadnic, presat de un adversar. Se descurcă bine, Eugen Celeadnic trece și de al doilea adversar, vine al treilea însă și recuperează. Un șut acum, reușește să reține și să vedem, gol! Reușesc în cele din urmă cei de la Viking să împingă balonul în poartă. Cred că este, dacă nu greșesc, numărul 8. Nu, este numărul 9, Alexei Certan reușește dubla. Pardon, numărul 9, Marcel Frosinean, al celor de la Viking, care își trece și el numele pe lista marcatorilor. L-am încurcat pe Frosinean cu celălalt nouar al echipei adverse, Alexei Certan. Și din nou o centrare în careul advers. 5-1 în acest moment, Viking o conduce pe Cojușna și un nou atac, șut, și din nou au fost aproape băieții lui Alexei Catareu să înscrie. Același Frosinean a avut oportunitatea de a înscrie dubla. Reușesc să recupereze cei de la Cojușna, dar pierd rapid balonul și faultează. Certan este cel care l-a faultat pe Igor Iachim. Un șut mult prea departe de poarta lui Dumitru Romaniuc. Alexandru Dadu este cel care a expediat acea lovitură. Lazar pasează în dreapta la Mustea, Mustea mai departe către Celeadnic. Și lovește nu așa cum și-ar fi dorit, nu așa cum și-ar fi dorit Radu Lazar acest balon cu capul. Se dă fault.
Celiadnic până la Lazar, Lazar în spate. Lazar, Mustea. Mustea vede bine pe Iachim. Un șut și este gol, înscrie Eugen Celiadnic, 2-5 în acest moment. Sunt încrezuți în sine jucătorii celor de la Cojușna. Cred că încă se poate schimba situația acestui meci. Șuci, gol! Înscriu Rapid și cel de-al doilea gol în repriza secundă. Cei de la Cojușna. Același număr 9, Alexei Certan. Reușește dubla. Din nou Cojușna în atac, Celiadnic, un șut respins, însă blocat de jucătorii adverși. Numărul 6, Mihai Mustea, a trimis spre poarta lui Catăreu. A se încing spiritele, un nou șut care se duce în plasa laterală. Au început tare această repriză secundă, băieții din Cojușna. Și Sigai a fost aproape și el de a înscrie acum. Încă se poate de schimbat ceva în această partidă. Mai au de recuperat 2 goluri. Cei de la Cojușna. Însă este deposedat Celiadnic și faultează. Leuca. Protejează bine Ion Donica în fața lui Eugen Celiadnic. Leuca trimite spre poartă. Celiadnic cred că a fost faultat din spate de către Ion Donica. Radu Lazar va executa această lovitură liberă. Nu sunt 5 metri acolo. Leuca și Mustea în zidul celor de la Viking. Și pasă în dreapta. Acum o încercare Celiadnic și un nou șut al lui Radu Lazar. Se dă faul. Un șut respinge de această dată Alexei Catăreu și va fi corner pentru Cojușna. Bine, și respinge din nou portarul celor de la Viking. Atacuri în lanț al celor de la Cojușna. Au intrat mult mai motivați în partea a doua și conduc clar ostilitățile pe teren în ultimile 5-10 minute. În ocazie și Rusu. Rusu.
S-au scurs 35 de minute din acest meci. Rusu, bună pasă până la Celiadnic, se întoarce Celiadnic, șut pe lângă poartă însă. Sigai. Nu i-a reușit și cea de-a doua pasă. Și un fault de cartonaș galben. Clar nemulțumit aici Alexei Certan. Lazar, șutează Lazar și destul de periculos. Este însă doar au de poartă. A trimis puternic Radu Lazar. Greșește aruncarea de la margine Mustea. Leu capasează în spate la Sigai. Dreapta, dreapta! La acest scor, cei de la Viking o egalează în clasament pe Geotermal, care au pierdut astăzi cu 2-6 în fața formației Globus. Liderii clasamentului nu au avut mari probleme în acest meci. Respinge Radu Lazar din propriul careu. Însă dacă Cojușna reușește să reîntoarcă acest meci și să învingă totuși surprinzător, ar depăși-o pe Viking în clasament. Un șut acum lovește bara, lovitura trimisă de Petru Leuca. Leuca și destul de periculos Rusu. Pierde Rusu balonul. Viking în posesie. Dadu scapă această minge în aut și aruncă rapid, dar nu reușește Radu Lazar să ajungă cum și-ar fi dorit acest balon. Dadu în stânga până la Rusu, până la Leu, care este faultat destul de tare de către numărul 9 Alexei Certan. Și vedem că se ceartă cele două tabere. Se reia jocul. Și Sigai aproape de a înscrie. Ransă în unghie nu prea confortabil.
Bravo, Sani! Om, am intrat și în ultimele 10 minute din această partidă. Viking o conduce în continuare pe Cojușna cu scorul de 5-3. Sigai obține un nou corner. Bună pasă și Leuca trece pe lângă gol. Celeadnic presat și recuperează Leuca. Leuca șut și cum de a putut să rateze din acea poziție Petru Leuca. Avea toată poarta în față. Se descurcă bine Celeadnic cu un contraatac al celor de la Cojușna. Greșește însă pasa. Un jucător al echipei lui Alexei Certan. Celeadnic, bună pasă către Rusu. Nu reușește însă să oprească balonul Ghenadie Rusu. Mustea greșește pasa, un șut însă pe lângă poartă. Cojușna și bara transversală îl salvează pe Romaniuc, rămân în posesie cei de la Cojușna, un nou șut și gol! Înscrie Radu Lazar 4-5 în acest moment. Diferența de pe tabelă este de un singur gol. Pot reveni în meci. Au demonstrat acest lucru cei de la Cojușna. La pauză era scorul de 5-1. Vedem cât de mult schimbă situația cele trei goluri. Din nou un atac. Celeadnic. Este blocat. Radu Leuca, un șut al lui Leuca și ce frumos a trimit Petru Leuca. 6-4. Reușește un gol extraordinar Petru Leuca. Hat-trick pentru acesta. Și un șut și un fault, pardon, de galben, cred că a lui Dado. Nu arată nimic, o nouă ocazie acum al celor de la Cojușna. Celeadnic a trimis spre poarta lui Alexei Catăreu. Bravo, Icăreu, și urcă, da, furie. Bravo, Icăreu. Dalea, dalea! Multe intervenții dure am observat și se dau lupte aprice între cele două echipe. Da, și cere faultul de carul formației din Cojușna, Valeriu Bolat. Mai bine de 5 minute au la dispoziție cei de la Cojușna pentru a egala. Și au fost foarte aproape. Leuca. Bună pasă și gol! Înscrie numărul 11, Igor Iachim. Face dubla.
Minutul 45. Și este 7 la 4. Un șut acum al celor de la Cojușna, reține însă Catăreu. De această dată îmi vine mai greu să spun că poate, că pot să întoarcă rezultatul cei din Cojușna. Totuși sunt 3 goluri diferență și 5 minute rămase, mai puțin de 5 minute până la finele acestei partide. Și vedem că într-un minut sau două, cât de mult se poate schimba situația din teren. Da, și o încercare de execuție spectaculoasă a lui Alexei Certan. În atac Viking, șut, respinge portarul. Pornește contraatac, Certan șutează, respinge însă și Catăreu. Este corner, execută rapid Certan. Este deposedată însă Mihai Mustea. Celeadnic. Rămâne în posesie Celeadnic. Combină cu Certan, care s-a deschis în centru. Din nou Celeadnic. Nu se dă nimic la acea fază și un atac al celor de la Viking. Iese însă și respinge portarul. Rămâne în posesie. Un nou șut al lui Igor Iachim. Reușește să se descurce însă jucătorii celor de la Cojușna și un nou fault acum. Și acum se iau la bătaie jucătorii celor două tabere. Trebuie să calmeze spiritele arbitrii acestei întâlniri. Și ar trebui să arate și câte un cartonaș galben, ba chiar roșu. Da, vedem că primește galbenul numărul 99. Și vine portarul și din nou se iau la bătaie jucătorii celor două echipe. Vine și Rusu și a încercat să sară cu piciorul într-un adversar. Avem parte de un comportament total nesportiv din partea celor două echipe. Rusu ar trebui să vadă clar pentru acea intenție cartonașul roșu și vedem pe același număr 99 că își împinge adversarul și el ar trebui eliminat. Da, s-au liniștit spiritele. Nu exclud însă faptul că se vor încăiera din nou jucătorii celor două formații. La cât de tensionate sunt spiritele. Un șut acum al lui Mustea, respins de adversari. Certan, un șut al lui Certan, respinge însă golkeeperul advers. Certan din nou, un nou șut însă mult pe lângă poartă. Leuca vine și este deposedat.
Da, și se aude fluierul final al acestui meci. Viking o învinge pe Cojușna cu scorul de 7-4. Și mai avem parte de încă un meci în această zi, în direct la Moldova Sport. Este un meci la veterani. Ecomena o întâlnește pe Cojușna. Un meci care va începe și el în câteva clipe. Nu plecați departe, rămâneți în continuare alături de postul nostru de televiziune.